Deputații socialiști propun crearea unei comisii speciale pentru a afla adevărul despre extinderea hidrocentralei de la Novodnestrovsk, care ar putea lăsa Moldova fără apă. O inițiativă legislativă în acest sens a fost înregistrată în Parlament. Deputații PSRM își propun o evaluare a gestionării integrate a resurselor de apă din bazinul râului Nistru. Potrivit cercetărilor, la ziua de astăzi, în bazinul râului Nistru se atestă dezgolirea regimului hidrologic, hidrochimic și hidrobiologic, înnămolirea intensivă, capacitatea de autoepurare redusă, au dispărut mai multe specii valoroase de pește, iar deseori nivelul apei scade dramatic până la dezgolirea fundului fluviului. Deputații PSRM amintesc că și oficiul din Chișinău al Programului Națiunilor Unite pentru Dezvoltare a semnalat că Republica Moldova deja se află într-o stare critică în ceea ce privește accesul la apă. Autorii susțin că această stare de lucruri se datorează schimbărilor climatice, activităților nechipzuite ale oamenilor, dar și impactului în urma activității centralei de la Novodnestrovsk din Ucraina, care afectează grav ecosistemul bazinului râului Nistru. Potrivit deputaților, ultimii ani demonstrează deficitul crescând de apă în fluviu din cauza funcționării nodului hidraulic ucrainean. Din aceste considerente, o mare îngrijorare o reprezintă intențiile părții ucrainene de instalare și punere în funcțiune a noilor turbine ale centralei. Acest subiect a fost discutat în cadrul vizitei la Kiev a președintelui Maia Sandu. Din comisie vor face parte 7 deputați care urmează să prezinte în termen de 3 luni un raport cu privire la rezultatele cercetării. Amintim, președintele PSRM Igor Dodon a anunțat săptămâna trecută că deputații PSRM vor propune Parlamentului crearea unei comisii speciale pentru a afla detalii despre barajele de pe Nistru ce urmează a fi construite de Ucraina. Dodon a remarcat că discuțiile secrete legate de extinderea de către Ucraina a acestei hidrocentrale pe care le-a avut Maia Sandu la Kiev cu președintele ucrainean ar putea provoca o criză ecologică pe Nistru. Președintele PSRM a declarat că autoritățile moldovene trebuie să întreprindă toate măsurile pentru protejarea bazinului fluviului Nistru.